5 tineri au necesitat îngrijiri medicale în urma unor evenimente rutiere. Minorii de 6, 15 și 17 ani au ajuns la spitalul de urgență din Zalău după ce șoferul scuterului pe care se aflau a pierdut controlul ghidonului și s-au răsturnat pe carosabil. Băieții și femeia de 26 de ani au fost transportați și nu au necesitat internarea. 5 pacienți cu vârsta cuprinsă între 6 și 26 de ani au primit îngrijiri medicale la unitatea de primire a urgențelor a spitalului în acest weekend, ca urmare a unor traumatisme rezultate în urma unor accidente rutiere. Dintre aceștia, un singur băiat de 16 ani din Motiș a necesitat spitalizarea pe secția de terapie intensivă a spitalului, ceilalți fiind tratați doar la unitatea de primire a urgențelor, nefiind necesară spitalizarea lor.